Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Iată, avem la bază un Audi A4 B8, da? La care avem un sistem MMI care este atât de vechiut, săracu, că nu are absolut deloc nici măcar harta României detaliată. Ok? Iată, le are doar la nivel de bulevard, la nivel de străzi principale. Ok? Plus că, dacă intrăm puțin în setup-ul lui și ne uităm mai adânc un pic, avem o versiune destul de veche pe 0022. Ok? În prima fază îi vă face undeva la 230-240 de update-uri ca să-l aducem în starea lui din 2020, ca să putem să avem accesibilitate la hărțile mai noi, care sunt mult mai, să zic așa, mult mai detaliate, da? Și în cazul în care noi am avea software-ul mai vechi, nu ar fi capabil să-l ducă în totalitate. Noi facem și acest update de firmware, ok, care este necesar, după care vom face toate hărțile, le vom activa și vă voi prezenta varianta când tot este în full setup, gata, activ, ok? Hai să trecem înapoi puțin pe mapă și să vă mai arăt încă o dată că, iată, suntem într-o zonă liberă, atât în România, da? Că nici nu vreau să știu în alte zone cam cum stăm. Îi dăm drumul la primul update de firmware. Ia să vedem, da? Care este current version. Îi dăm un update, da? Îi dăm frumos aici de pe SD. Se citește frumos, după care își face update-ul și îi va da drumul la tot ce este. Iată, îi vom face 257, deci de la 0022 va fi 0257. Va avea undeva la 235 de update-uri necesare ca să poată își revină la inițial. Să-i dăm start update. Așa. Se va restarta tot MMI-ul, după care el își face procedura de instalare. Această procedură durează undeva la o oră, 40 de minute, o oră de update firmware, după care vom trece la hărți și după care îi vom cumpăra licența și vom introduce licența frumos și va fi navigația perfect activă. Așteptăm să-și facă prima opțiune de restart și de download, după care vom trece la level 2. Vă voi arăta practic finalul, cum va fi, care va fi versiunea finală update-ului. Așa, încet, durează un pic până își face restartul ca să știe, ca să intre în mod de update. Zice white device. Și îi dă drumul la tot ce înseamnă update-uri cu procentaj, cu tot. Suntem în varianta când update-ul de firmware pare să fie gata. Să vedem rezultatul, dacă ne dă totul ok. Și după aia vom trece la părțile de hărți. Menționez că pe acest aparat original eu pot să pun și ce înseamnă cameră față, cameră spate. Putem schimba practic partea de acest aparat. Iată că încă își mai face update-uri, deci încă nu a ajuns la final. Își dă restart la câteva update-uri, deci încă nu vedem partea finală. Nu e problemă, am crezut practic că dacă își dă restartul deja este finalizat, dar mai necesită, îl mai lăsăm să lucreze. Așa, dar în mențiune, repet, și pe sistemul original putem pune CarPlay și pe sistemul original putem pune cameră față, cameră spate, da? Putem pune cameră de vedere aici la oglindă, foarte drăguță, care să monitorizeze traficul și tot ce înseamnă parcarea. Deci o completare a acestui plastic, se elimină acest plastic de aici, se pune tot un plastic negru frumos, elegant și poți să ai 24 din 24 viziune maximă. Acum văd că iar și-a făcut un update, iarăși dă un restart. Asta este bine. El practic, noi fiind în 2020, mașina fiind 2011-2012, se pare că a avut firmware-ul original și de aia necesită puțin mai îndelungat ca să fie exact unde trebuie să ajungă. Așa. Hai să vedem acum ce se va întâmpla. Iată. Așteptăm un pic. Așteptăm. Așteptăm să vedem
și vă voi arăta toți pașii să vedeți cât de detaliat va fi după ce îi punem și hărțile, doar că și acela va fi un proces de 2-3 ore minimum. Așa, aceasta este procedura. Reboot peste reboot, totdeauna ca și cum faci un update și la un telefon, de exemplu, se restartează. Mai aștepți un pic, este puțin destul de necesitare de timp pentru acest proiect, mai ales când este această versiune foarte veche. Așteptăm să vedem dacă își mai dă drumul la download-uri, îl lăsăm și revenim cu următoarea etapă. Așa, cum pornește. Da, deci mai lucrează, îl mai lăsăm. Pasul 1, iată că este perfect, da? Niciunde nu scrie not ok, peste tot este perfect ok. Îi dăm continue, abort, după care își face restartul și venim cu level 2. Iată, suntem la level 2, da? Unde deja îi dăm update-ul de hărți și continuăm tot ceea ce înseamnă implementarea hărților pe hardul intern. Vom șterge tot ceea ce este existent momentan intern și vom adăuga noile hărți 2020 să fie perfect compatibile. Așteptăm un pic să se citească SD card-ul. Iată, a apărut și mesajul. Îi dăm start download. Exact. Aici își face startul, își dă rebootul, după care își face toată treaba. Revenim cu tot când este perfect funcțional. Acum trebuie lăsat undeva la o oră jumate, două, până își ia toate datele, până își încarcă toată baza de informații și după aia vă arătăm tot frumos hărțile și tot trebuie să apare, inclusiv am uitat să vă arăt în prima fază că nu va apărea, de exemplu, o farmacie, un restaurant sau orice, o parcare, și acum va fi mult detaliat și va arăta foarte multe poiuri care vor fi implementate în noua navigație, noul software, că nu schimbăm absolut deloc. Ok? Iată, progresul începe, deci totul va fi ok. Este unul activ, deci unul e ok, 0 not ok, 0 not ok. Da? Revenim cu finalul. Iată că am ajuns și în varianta când tot este deja gata funcțional, da? Deja avem hărțile toate gata făcute. Acum așteptăm doar blocarea după un timp de 3-4 minute, când ne va cere activarea hărților și vă voi prezenta după aia finalul. Iată ce bine, acum se văd tot ceea ce v-am zis, poiuri cu benzinării, cu parcări, cu tot ce este în jurul nostru, OMV, ABC, tot strada o dă frumos în toate detaliile. Deci putem să vă facem update-uri de hărți pentru orice tip de autoturism, fără nicio problemă cu sistemul. Aștept un pic să-mi intre blocarea. Iată! Deci navigația este blocată, pentru că acum trebuie și necesită activarea hărților. Hai să facem! Ultima etapă este gata finalizată. Așteptăm să se încarce mapa. I-am pus licențele, i-am pus tot și de acum încolo avem acces la tot ce înseamnă navigație, informație, mapă, tot. Ok? Pentru doritori, putem realiza pentru orice variantă și tip auto. Ok? Nu uitați, ne găsiți pe www.soundidentity.ro cu diverse produse, tot ceea ce aveți nevoie. Repet, camere față, spate, camere de vedere, monitoare, tetiere, pornire din ceas inteligent, telefon sau orice altceva, da? Sau inclusiv și schimbul acestui gadget cu total altceva, dacă doriți să aveți Waze și multe altele. Mai putem realiza sistemul de CarPlay, ca să ai YouTube-ul, să ai Waze-ul, să ai tot în ecranul original și inclusiv și sistem de Androidizare. Cam atât am avut de zis. Vă mulțumesc că ați urmărit acest clip. Abonați-vă, rămâneți cu noi și veți vedea întotdeauna toate variantele posibile pentru orice tip auto. Bye, bye!